După o zi petrecută în fața CEO și o noapte dormită în mașină, sindicaliștii greviști își continuă protestul. Cu toate că nimeni din partea directoratului nu s-a oprit să stea de vorbă cu greviștii, aceștia nu își pierd speranța. Sperăm că până la urmă o să mergem cu dânșii la un dialog, să vedem ce putem și să alegem la o cale foarte bună și pentru noi și pentru dânșii. Deci vă așteptați ca într-un final să vă cheme la negocieri? Da, cred că... Să sperăm astăzi, să sperăm mâine, să sperăm că în zilele ăștia se va rezolva ceva. Administrația a răspuns revendicărilor greviștilor printr-un comunicat de presă postat pe site-ul CEO. Conform conducerii, situația este roz în rândul angajaților complexului. Redistribuirea personalului corespunzător actualelor cerințe ale societății, având în vedere dezvoltarea sectoarelor de producție și de mentenanță, este în curs de desfășurare și se realizează cu acceptul acestora, doveditoare fiind actele adiționale semnate de către salariați, se arată în comunicatul CEO. Sindicaliștii neagă însă că lucrurile ar sta așa, dând exemplu angajați care au simțit pe propria piele abuzurile administrației. 10 de persoane calificate sunt trimise la pază de către administrație. Directoratul în prima fază, deci pentru formația de pază, a propus să se aleagă din toate carierele, din toate sectoarele de activitate, în prima fază oamenii care nu au niciun calificare corespunzătoare carierelor de minerit sau energie, pe al doilea plan, care au luat cele mai slabe puncte la evaluare, în al treilea punct, cei care sunt cu accidente de muncă și boli profesionale și în al patrulea punct, pensionabili în cursul anului 2014. Spuneți că domnul nu se încadrează în niciuna dintre aceste condiții? După câte știu eu că are o calificare la bază, nu se încadrează. Greviștii vor continua protestul până când administrația va înceta abuzurile împotriva salariaților. Continuăm de această manieră pentru că din ce în ce mai mult salariați trec pe la noi, ne susțin. Vin cu problemele pe care noi le-am ridicat, care sunt reale, nu ceea ce încearcă domnul director general să spună în presă că lucrurile sunt numai lapte și miere în complexul energetic Rovinari. Chiar dacă e scindată mișcarea sindicală, știm sigur că oamenii sunt lângă noi. Oamenii suferă în complexul energetic Rovinari, sunt supuși acelor presiuni ordinare, spune, în ideea de a-i face sclavi. Sindicaliștii aflați în greva foamei se află sub observația medicilor de la MedServMin, care îi consultă la fiecare 2 ore. Până în prezent, aceștia se află în parametrii medicali normali după 2 zile și o noapte de greva foamei.